Două dintre simptomele infecției cu SARS-CoV-2 sunt pierderea gustului și a mirosului. Însă, deși majoritatea celor infectați și le-au recuperat după vindecare, există și cazuri în care acest lucru nu s-a întâmplat. Parosmia, căci despre acest fenomen vorbim, se referă la faptul că unii pacienți acuză și la câteva luni după infectare pierderea parțială a mirosului și gustului, prezența unor false mirosuri și chiar apariția unor mirosuri neplăcute. Tot mai mulți pacienți care au trecut prin experiența COVID-ului au revenit la medic pentru a se plânge de o serie de simptome neplăcute. După ce în timpul bolii și-au pierdut gustul și mirosul, chiar și la două luni după vindecare, foștii pacienți spun că aceste două simțuri le sunt în continuare afectate. Cam la 3 săptămâni, să zic, deci pe 25 ianuarie, prima dată am simțit miros de chiștoace, de scrumieră, nări, sau mă rog, de fum de țigară. Dar eram în sufragerie cu uși, ferestre închise și mă gândeam că pe undeva pătrund de fum de țigară de la vecinii de dedesubt. Mergând în dormitor, am simțit același miros. Dar a doua zi, ajungând la birou de vreme cu uși, cu geamurile deschise, iarăși am simțit miros. Ei bine, atunci mi-am pus problema că nu poate fi o întâmplare. Medicii îndeamnă pe români ca în momentul în care sesizează aceste simptome să nu se panicheze. Parosmia, termenul medical ce descrie acest fenomen, poate dura chiar și până la 6 luni. Apare de obicei la începutul infecției. Studiile arată că la unii pacienți poate să dispară cumva concomitent cu vindecarea, iar la alții poate să persiste undeva până la 6 luni cel puțin, sau să se transforme în acest fenomen de percepție distorsionată a mirosului sau de percepție a mirosurilor un pic mai, știu eu, mai ciudate sau mai urâte, să spun așa. Deocamdată sunt prea puține studii realizate pentru a se determina o cauză și o soluție pentru un tratament eficace. Din punct de vedere fiziopatologic, cauza este dată de lezarea celulelor de la nivelul epiteliului olfactiv prin inflamație. Pentru cei mai mulți oameni, această schimbare apărută în organism nu este deloc ușoară. Astfel că s-au înființat grupuri suport pe rețelele de socializare unde se împărtășesc experiențe și situații. Ce se întâmplă cu acest miros de tutun în nări. Și, într-adevăr, am dat peste niște consemnări potrivit cărora există mirosurile fantomă. Psihologii sunt și ei alături de pacienți în aceste momente. Le recomand tehnica respirației, le recomand să reducă orice stimul de stres, pentru că în sine fenomenul acesta este unul stresant. Foarte important este să le spună celor din jurul lor prin ce trec. Întotdeauna ne agățăm de speranță ca să știm că e un fenomen care se va termina la un moment dat. Statisticile arată că 86% dintre pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2 au ca simptom lipsa gustului și a mirosului, iar potrivit medicilor, un astfel de simptom alertează organismul că infecția virusului a ajuns în sistemul neurologic.